Klaus Iohannis a câștigat alegerile prezidențiale, arată exit poll-urile, și va conduce România și în următorii 5 ani. Potrivit Curs Avangard, Klaus Iohannis, candidatul PNL, a obținut peste 64%, în timp ce Viorica Dăncilă, susținută de PSD, a strâns doar 35% dintre sufragii. IRES l-a creditat pe Klaus Iohannis cu 66,5%, iar pe Viorica Dăncilă cu 33,5% din numărul de alegători. Primele estimări au fost prezentate la ora 21 și au o marjă de eroare de 2%. România a câștigat! România modernă! România europeană! România normală a câștigat astăzi! Românii au fost eroi zilei de astăzi! Au mers într-un număr impresionant să voteze și acesta este cel mai important câștig pe ziua de astăzi, faptul că românii au mers la vot. Și aici o mențiune specială pentru românii din diasporă, care au mers în număr extraordinar de mare la vot. Este o victorie importantă, victoria de astăzi. Este cea mai categorică victorie obținută vreodată împotriva PSD-ului. Primesc această victorie cu bucurie, cu mulțumire, cu modestie și cu încredere în România. Vă promit astăzi, aici, în această seară, că voi fi președintele tuturor românilor. Vreau să le mulțumesc în mod special celor care au votat cu inima. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor mei din teritoriu, vreau să le mulțumesc primarilor, simpatizanților și militanților Partidului Social Democrat, tuturor celor care au vrut să înlocuiască ura și dezbinarea cu unitatea și încrederea. Partidul Social Democrat astăzi a recâștigat încrederea cetățenilor români care ne-au votat în 2016. Am recuperat voturile pe care le-am pierdut la alegerile europarlamentare, iar astăzi avem peste 3 milioane de voturi, ceea ce înseamnă că avem numărul de voturi pe care l-am avut la parlamentarele din 2016 și care ne-au permis să intrăm la guvernare. Am toată convingerea că numărul de voturi de astăzi ne ajută, ne obligă și în acest sens vom face tot ce este posibil să câștigăm alegerile locale și alegerile parlamentare. Prezența la vot în turul al doilea al alegerilor prezidențiale a fost duminică la nivel național de 49,87%, ușor mai mare față de primul tur, iar în diaspora au votat peste 900.000 de români, un număr record.